Dragi prieteni ai Teleamnanț, am revenit cu celebra de acum seria interviurilor Teleam. Mă aflu pentru a doua oară, cel puțin în ultima vreme, în rotonda Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Lângă mine am invitat pe Nora Cobali, actriță aici la Teatrul Tineretului. Nora, în primul rând mulțumesc că ai dat curs invitației mele. Eu mulțumesc pentru invitație. Nu. Dragi prieteni, nu știu dacă Nora vă este necunoscută, ea activează de o bucată bună de vreme aici la Teatrul Tineretului. Numele Cobali este un nume greu în Piatra Neamț, aici, sub aceste ziduri, între aceste ziduri și pe această scenă, este un nume foarte greu. Te mai simți cumva influențată de tatăl tău? Normal, sper că o să fiu toată viața, cum să nu? Cum să nu? Minunat. Nu o să încep cu chestii banale, gen de ce ai vrut să faci teatru, ce planuri ai, ce... Dacă ar fi să o iei de la capăt, Nora, cred că... Tot asta aș face. Cu aceeași plăcere. Evident, da, 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 evident. Da, da, da. Bun, acum o să-ți întind o mică capcană, așa. O să te întreb, dacă ai luat-o de la început, ce nu ai face? De la început de unde? De unde, din momentul când ți-ai ales cariera, Nora, de exemplu? Ce n-aș face? Habar nu am, pentru că vremurile s-au schimbat un pic de când am făcut eu facultatea și când am făcut, perioada în care am făcut eu facultatea. Lumea e un pic altfel și în școală. Studenții din ziua de astăzi, cel puțin de la ATF, dar cred, mă rog, ATF, cum se mai cheamă acum? Da, Academia de Teatru și Film, nu mai contează. Un ATC, pardon. Acum au voie din primii ani să colaboreze și între ei cu studenții de la regie, cu studenții de la film. Au voie să colaboreze cu teatre, au voie să... Noi nu aveam voie să facem lucrurile astea. Și posibilitatea era destul de mică atunci. Nu știu, ce n-aș face, poate n-aș sta o clipă locului, cum am stat de multe ori, poate asta n-aș face. S-a părut că ai zăbovit prea mult pe un proiect, pe o, nu știu, pe o etapă anume din viața ta? Nu. Dar cu siguranță am avut destul de mult timp liber de care n-am profitat, în sensul ăsta. Ai căutat colaborări permanent, ceva, implicări în diverse proiecte, în diverse Bine, activități. Bine, în Piatra, acum ce să zic, eu după ce am terminat facultatea am venit direct în Piatra Neamț. În Piatra nu prea aveam ce să caut colaborări și ce să fac, da, în plus, nu e. Dar poate ar fi trebuit să rămân o perioadă mai lungă la București sau poate ar fi trebuit să mă întorc după o perioadă, habar n-am, nu știu exact. Tu cunoșteai oricum Teatrul Tineretului dinainte să faci facultatea și... Da. Și cred că era îndrăgostită de instituția asta, da, da, încă, da, de, da, pe atunci. Da, 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 asta, da, a hotărât mult rămânerea ta aici, nu? Pe, la Teatrul Tineretului. Normal că da. Asta e casa mea. Dar în perioada de când sunt eu aici, care e o perioadă de 14 ani de zile, au fost fluctuații și ale teatrului și ale mele și ale... Poate ar fi fost perioade în care m-aș fi putut strecura să fac ceva, asta spun. Și altceva? Nu altceva, tot teatru. Tot teatru. Dar în alte împrejurări, în alte zone, în alte... Da, da. Nezămând neapărat să plec de aici, dar pur și simplu să încerc să mă dezvolt, nu știu. Da, eu cred că nu-ți pare rău totuși că ai rămas și că ai continuat să joci pe scândura scenei de la TT. Cum să-mi pară? Un altă dată, cred că și acum, de fapt, o mare școală de teatru, de fapt, TTO, o onoare pentru cei care primeau repartiții aici sau care chiar cereau să fie repartizați la Teatrul Tineretului. Nu știu dacă sunt vremuri de mult apuse sau nu. Oricum, eu am zis că e mai important, deși am făcut o școală bună și am fost mulțumită de ea la momentul respectiv, oricum am senzația că mai important după aia a fost ce am învățat în teatru. Practic în meseria. Da. Nu se compară partea teoretică, pur teoretică. Ei, și acolo era, și în școală era practică, da. dar nu deci la contactul ăsta direct cu scândura scenei. Au fost perioade când bănuiesc că ai petrecut mai multă vreme aici în teatru decât acasă. Da, îmi și place, așa.
A doua familie, nu? Aici, da. Teatru, cu bune, cu rele, cu mici orgolii, astea cu mici... Peste tot. Sunt peste tot. Sunt peste tot. Nu te-au făcut vreodată să te gândești să renunți la... Nu. Nu. Din proiecte. Știu că m-am mai întâlnit cu tine în ultima vreme, am mai discutat câte ceva pe la câte un vernisaj. Știu că ți-a lipsit mult scândura scenei TT-ului, așa vreo câțiva anișori acum cât a fost în marele proces de organizare, renovare, reabilitare, v-a lipsit tuturor asta. Da, foarte mult. Cum a fost reîntoarcerea? Din păcate nu atât de... Nu fastuoasă, nu e asta cuvântul. Nu ne-a adus bucuria pe care o așteptam cu toții, din cauza problemelor tehnice ale teatrului, ale scenei, ale sălii, ale cabinelor, ale toaletelor, ale teatrului. Dar ne-am bucurat foarte tare că ne-am întors acasă. E altceva să joci în cantina de la direcția taberelor, unde oamenii au fost foarte drăguți oamenii că ne-au primit, da, acolo, după aia a fost foarte drăguț. Adică te adaptezi până la urmă la orice spațiu, dacă ești nevoit să o faci și nu te mai gândești unde, dar după aia când... Pentru că e important pentru tine ca artist, ca actor, să joci. Da, asta e cel mai important. Cel mai important. Nu contează unde. Dar dacă aș avea de ales, normal că vreau... Ai alege oricând scena de aici, pentru că până la urmă asta este casa actorilor. Da. Teatrul. Nu altceva. Chiar mi s-au părut destul de lugubre, așa. Spectacolul în sine fiind de o calitate deosebită, ca de obicei. Dar zlocul ăla, așa, o cantină, pereții joși, apăsători, faianța pe pereți, da, mozaic pe jos, nu e totuși parcă locul unei familii, nu, de e, artiști. Nu, dar se poate. Asta. Da, se poate. Ați mai jucat și pe scena de la Colegiul de la Rareș. Da. Și acolo a fost un... Am ridicat nivelul de la cantină, dar tot nu era ce trebuie. Nu era o scenă atât de generoasă ca cea de aici, cu toate dotările, cu... Vă știați fiecare locașul, da, știai fiecare colțișor de aici, din teatru. De unde găsești puterea, Nora? Nu știu, poate fi părea banal sau nu, dar eu nu mă pot abține să nu spun această întrebare și am să o pun fiecărui actor. Am promisiunea că o să, până la urmă cu toți, o să am o discuție dintre asta. De unde găsești puterea să te reinventezi cu fiecare spectacol în care joci? Asta este un mare compliment pentru mine, dar nu sunt convinsă că chiar fac asta, că mă reinventez. Nu știu ce să spun. Intrând de fiecare dată în pielea altui și altui și altui personaj de-a lungul vremii, zeci de personaje cărora le-ai dat... Asta e o temă separată de discuție, da, nu e? Dar nu știu dacă e vorba de o putere specială, cât e vorba despre plăcerea cu care faci un lucru. Și când îți place un lucru, îl faci, îl faci, îl faci, până nu-ți mai place. A fost un rol în care n-ai pus sufletul. Ai simțit tu că nu poți da din suflet. Dar n-ai cum. Adică chiar dacă este o piesă care, să spunem, nu-ți place textul, un regizor cu care poate nu ai aceeași comunicare sau aceeași chimie, este munca ta până la urmă. Și dacă nu ajungă să-ți placă ceea ce faci, nu poți să faci, faci prost și nu-ți bați joc de munca ta. Și asta se vede imediat, nu? Bănuiesc că da. Se taxează chestiile astea, nu? Publicul este cel taxează, care, da, care vă așteaptă, nu? Da. Și așteaptă să fiți pe aceeași lungime de undă ca să reacționeze la modul plăcut. Conform așteptărilor, cel puțin. Ce te îngrozește mai mult? Așa o perioadă lungă de aplauze, de până la 10-11 minute, sau una foarte scurtă? Ce îți dă de gândit? Nu îmi dă de gândit nimic, pentru că am observat cel puțin în Piatra Neamț că publicul nu mai știe să aplaude. Și e vorba, asta se întâmplă indiferent de calitatea spectacolului. Ori nu știe să aprecieze. Nu pot să cred că nu le place. Nu pot să cred. Mai ales când au așteptat atâta vreme să revină. Da, și sala plină și se poate se mai strigă și bravo, dar cu toate astea și gata. De-aia nu mai
pune pe gânduri durata aplauzelor. Normal că te bucuri când ajungi, participi la un festival sau în București, mergi cu un spectacol, mergem în turnee și este... A fost în ultima perioadă chiar la multe. Da, am fost. Așa. Și peste tot aprecieri. Altfel de public, Nora? Este acolo? Și altfel de... Da, este altfel de public. Peste tot, în fiecare oraș e altfel de public. Cu altfel de umor, cu alte gusturi, dar... În momentul în care un spectacol sau un teatru e așteptat undeva, se simte foarte tare lucrul ăsta. Prin aplauze și prin bucuria de la sfârșit pe care o simți venind de la public, pur și simplu. De la cei care, până la urmă, dau viață spectacolelor voastre dincolo de rampă, da? Pentru că voi, eu nu te văd pe tine sau trupa de la TT jucând în fața unor săli goale. N-ar avea rațiunea de a exista o asemenea... Teatru nu are rațiune fără public. Fără public, pentru public... joacă. Se montează comedie, s-a montat o comedie în ultima vreme la TT, nu? Vicleniile lui Scapino. Așa. Tu mai umbli pe stradă, te văd desumblând. Așa. Mă rog, te mai uiți prin vitrine, te mai oprești, mai discuți cu unul altul. Eu am remarcat în ultima vreme că nu prea se mai văd zâmbete pe fața pietrenilor, cel puțin locul ăsta al nostru. Deci, cu atât mai bine venită o comedie pe scena TT-ului. Care au fost reacțiile sălii la... am avut un fel de vizionare cu public și două spectacole și a fost o minune sala. Au fost râsete de la un capăt la altul. Dar pe de altă parte, Vicleniile lui Scapino nu este ultima comedie din ultima perioadă, exact. Adică am mai avut. Da. De fiecare dată la comedii se reacționează așa? Cred că depinde și de spectacol. Da, lumea așteaptă să se bucure, e foarte adevărat. Dar nu, fiecare spectacol are specificul lui. Și cum te simți tu de pe scenă văzând că cei din sală zâmbesc? Că le vezi zâmbetul pe buze? Nu după... prea îl văd, sincer, să fiu. Bine, reflectoarele și da, cu siguranță, nu dar intuiești, bănuiesc, când auzi hohotele. Din păcate, din cauza acusticii defectuoase, există o problemă și cu chestia asta, cu reacția sălii. Noi nu mai auzim foarte tare reacția și nu putem să controlăm. Mie mi s-a spus tuturor că nu așteptăm momentele de râs ale publicului și aplauzele, nu dăm spațiu, nu lăsăm publicul să râde destul când se întâmplă ceva pe scenă. Și eu am dat explicația, care nu este explicații pe care să o dai publicului, dar asta este, noi nu auzim tot timpul. Problem. Reacția normală a publicului. Când este de o intensitate mai mare, da, nu zic. Dar când sunt mici grupulețe, așa, nu. Și atunci... Nu intrați în panică în momentul când n-auziți reacții de asta? Sau v-ați obișnuit deja cu problema asta tehnică? Nu. La care se caută rezolvări. Începe de... rezolvări tehnice. Nu știu, presupun că se caută, dar nu pot să zic că ne-am obișnuit, că e o chestie care nu funcționează cum trebuie. Nu, adică, da, la un moment dat poți să te obișnuiești, dar... Nu ți se pare firesc? Nu. Ei trebuie să ne audă pe noi și noi pe ei, așa ar fi normal. Te-ai gândit vreodată să te ocupi de vreo grupă de copii, de tineri, de ceva, să, pe la o școală, pe la un liceu, sau să înființezi un club al tău? Nu, la asta nu. Eu am lucrat o perioadă, am fost un fel de preparator, cred, nu știu ce era, care era titulatura, la conservatorul de... La Gheorghe Dima, la filia conservatorului din Cluj. Și am lucrat acolo la clasa de operă, la cei de la Canto făceau și mișcare scenică. Și am lucrat un pic cu ei. Bine, acolo e o chestie specială pentru că sunt oameni de diferite vârste, cu diferite ocupații și cu diferite interese. Adică n-aș putea spune că toți sunt dedicați muzicii și vor să facă meseria asta. Clar, da. Și nu se pune problema. În rest, cu copii nu m-am gândit. Pentru că, părerea mea, cel puțin, tu ai avea multe să le transmiți, pentru că ești împătimit a scândului. Dar nu știu dacă, cel puțin în momentul de față... Nu neapărat pentru performanță, Nora. Deci nu mă gândesc neapărat că participarea la nu știu câte concursuri și festivaluri cu copilașii, deși asta ar fi miza lor cea mai mare. Deși asta ar fi, într-adevăr, o finalitate, dar
Să-i vezi crescând, mugurind altfel sub bagheta ta. Nu știu dacă știu eu să fac lucrul ăsta. Ai încercat? Nu, dar tocmai din frica asta. Și, nu știu, pentru asta trebuie pedagogie, adică nu degeaba se face pedagogie. Modulul ăla pedagogic, da. Modulul, da. Mă rog, nu, dar nu zic de asta, trebuie să știi să lucrezi cu copiii și cu... trebuie să știi ce să le predai. Da, eu am niște informații acumulate în timp, dar n-aș ști să o structurez, să o dau mai departe. Da, gândește-te că ar fi o abordare a unui nou rol pentru tine. Și privește așa din perspectiva asta, cum te-ai adaptat pentru fiecare rol, că ai fost și femeie dictator, și divă, și vampă, și da, da, de toate ai fost aici place, pe scenă. Da, e... Și de fiecare dată te-ai descurcat. Sper. Nu știu, cred că oricum îmi place mult mai mult ce faci pe scenă. Da, ce fac te aici. Dedici... Nu știu că e... Da, îmi place mult mai mult, adică n-aș vrea să fac... În afară de teatru, aș mai vrea să fac film, dar tot actor de actorie ție. Tot țin. Da, altceva nu îmi doresc. Ai avut până acum rolul vieții tale? Crezi că sper l-ai că avut? Nu. Sper că nu. Da. Asta înseamnă că îți dorești să încă să joci mulți ani de aici, Doamne, înainte. Cum și... să nu? Și îmi doresc să fac roluri mai mari și mai bune. Nu e. Ce rol ți-ai dori? Ai unul anume la care visezi să-l faci într-o bună zi? Am avut unul, nu-l mai am. Am visat în facultate, am visat să fac Julieta. Dar mi-am dorit să-l fac cap-coadă, pentru că la un moment dat, nu mai știu în ce an era, am făcut, după operele complete ale lui William Shakespeare, cu Ștefan Iordănescu, am jucat o bucățică în care eram Julieta. Dar aș fi vrut tot. N-a fost piesa integrală. N-a fost piesa integrală, da. Acum nu mi-mi doresc, acum pentru că apar tot felul de texte noi, nu, îmi doresc să joc aproape orice, cred. Te-ai putut adapta până acum și la modern, și la clasic, și la ultramodern, la suprarealism, la toate curentele astea care au făcut experimente în teatru. Ați avut și voi spectacole aici, spectacole experiment, așa, nu chiar alea la nivel clasic, așa, care... Ce n-am avut la... TTO, în esență, este o școală de teatru e la altceva, care se experimentează tot timpul ceva. Asta nou. E altceva, dar e la nivel, adică nu e la nivel, de exemplu, de experiment în București. Acolo sunt multe țăcăneli care unele sunt foarte reușite și foarte frumoase. Nu dar zic? Altele? Altele nu. Pentru că altele... deturnează și denaturează cumva ideea de teatru. Aici cred că e o idee care tot timpul, adică teatru e un o artă în mișcare și în evoluție sau, nu, în mișcare, hai să nu spunem în evoluție, în mișcare, se transformă în permanență, așa că nu ai cum să, că tot timpul vor fi consumatori de teatru clasic, sper că da, dar asta nu înseamnă nimic. Și asta spun că la nivelul de experiment, noi n-am făcut aici. Dar cred că să nu uităm că până la fundamentul, baza teatrului, rezistența lui în timp, de la apariție până acum, au dat-o chestiile alea clasice, așa, bătute în cuie, pe care s-au grefat experimente, nu știu, tot felul de, nu neapărat adăugiri, scoateri, dar baza a rămas aceeași a teatrului până la urmă. Da, da. Dar, pe de altă parte, acum sunt spectacole în care sunt spectacole de sunet și de imagine în care actorul nu mai există. Și astăzi zic, n-ai cum să spui nu transformării, n-ai cum să te opui. Ba nu, poți să te opui, dar până la urmă tot se întâmplă. Dacă te opui, există pericolul să nu uși mai des pe scenă și nu asta îți dorești. Nu asta îmi doresc. Bun, deci să înțeleg că ai fi vrut să joci o Julietă în capul Alfine. Ce rol dintre cele pe care le-ai avut până acum, de care te-ai atașat cel mai tare? De care personajul tău? Am avut mai multe, nu e numai unul. În primul a fost primul meu rol de debut pe care n-am cum să-l uit. Și n-ai cum să-l... N-am cum să-l uit. În care era vorba despre Fiona din Beatles și toată lumea era a mea în regia Adei Lupu. Sunt multe. Pentru că se leagă nu numai de rolul în sine, se leagă și de cum am lucrat, de înțelegerea, de comunicarea cu regizorul, de... Da, aproape, nu știu dacă au fost două spectacole care spui tu că au semănat unul cu altul, eu nu cred. Regizori diferiți, scenografi diferiți, colegi diferiți în distribuție. Scenă, în distribuție. Da, nu, aș putea spune.
Ca asta zic, mi-a plăcut să lucrez și cu Cristi Jungu, mi-a plăcut să lucrez și cu Radu Afrim, mi-a plăcut să lucrez și cu Sandu Dabija, cum să nu-ți placă? Mi-a plăcut să lucrez acum cu Bobby Plicop, pe care nu-l știam ca regizor. Îmi plac întâlnirile și felul în care repetăm contează foarte mult pentru rezultat, nu știu cum să spun. La noi e mai important... Ai simțit vreodată că ajungi, te apropii de clădirea teatrului și ești un pic crispată pentru că nu te-ai simțit chiar în largul tău la o repetiție sau în distribuția în da, care ești... Da, se mai întâmplă, da. Ai depășit bănuiesc. Păi, cum să nu? Probleme, de vreme ce ai urcat pe scenă și ai jucat rolul. Nu e o problemă, nu e o problemă. Simți un pic așa că... A fost un rol pe care l-ai urât sau pe care nu l-ai iubit în suficientă măsură? Da. Hotărât. Hotărât, nu? Da. Nu ești un om care se ascunde după degete. Măi, mai ascunde și eu, da, acum nu. Asta eu cred că nu există om care să nu aibă un rol care să nu-mi placă. Este, dar l-ai făcut totuși. Da, da, nu se, asta spun, că nu se pune problema și nu se pune problema să-ți bați joc în momentul în care nu-ți place ceva. Trebuie să treci și la un moment dat să ajungi să iubești lucrul ăla pe care îl faci, indiferent cum e. Dar la modul ideal, nu. Am zis nu mi-a plăcut. Nu, deocamdată a început șirul de premiere la TT, stagiunea s-a redeschis, minunat, casă nouă aici. La ce mai lucrezi acum, Nora? Acum lucrez... Dacă ai voie să spui. Acum lucrez la o mică pauză. Bun. Da. Acum lucrez la o mică pauză. Va veni Cristian Ban să pună o piesă, Comedie pentru Neric, parcă se cheamă. Eu nu sunt în distribuție, dar sunt o mare parte din colegii mei. După care, sinceră să fiu, nu știu ce se va întâmpla. Vor veni sărbătorile, vacanța și după care... După care o să o las de la capăt. O să o luăm de la capăt. Că nu se poate altfel cu festivalul de teatru, să te mai întreb, să nu... N-au mai, da? Are rost? Lipsește. Dar nu pe a mine, treia oară, adică știu, dar sunt... tu cum te-ai simțit nemai făcându-se? Cel mai vechi, foarte tare, foarte cel mai tare. Vechi festival de teatru din țară, Nora. Da, și noi vorbim cu Liviu, dragul de el, că Liviu, nu se poate, am încercat, încerc de fiecare dată, nu se poate, nu sunt bani. A fost acum, nu știu, două săptămâni, trei, dacă nu mă înșel, o conferință de presă pe care a ținut-o Liviu aici, atâta mărală și am simțit în glasul lui când a vorbit despre lipsa festivalului de teatru și anul ăsta și că încearcă cumva așa prin primăvară să-l redeschidă. Doamne ajută să reușim. Nu, faptul că el se întrerupe, în afară că se întrerupe tradiția, dar se produce o gaură în, nu știu cum să zic, se întrerupe fluxul ăsta normal al teatrului tineretului. Exact, rațiunea teatrului tineretului, până la urmă, pentru că festivalul este dedicat tinerilor, este nu? Este dedicat tinerilor. Și actori, și regizori, și scenografi. Și nu știu dacă ai remarcat, dar pe la alte teatre din țară au început deja să preia secțiuni din festivalul vostru. Păi, normal, lipsa... Da, e legea pieții, până la urmă, cererea și oferta, da, știi? Da. Nu știu, eu zic că, adică eu tot sper că la un moment dat o să se reia și ce sper eu este ca domnii care ne ajută pe noi cu banii să înțeleagă lucrul ăsta, că e un lucru bun, nu e pentru noi, pentru gloria pentru teatru voastră și pentru actorii din teatru. E un lucru bun pentru oraș, e un lucru bun pentru județ, e un lucru bun pentru cultură în general. Da? De fapt, peste toate vremurile, cultura a rezistat. Restul e cam așa, este vremelnic, trecător, fără doar și poate. Nora, te-ai gândit vreodată să pleci de la TT? Da, m-am gândit, cum să nu? M-am gândit. Am perioade în care merge bine și nu mă gândi prin cap, nu-mi trece, și am perioade în care mă simt eu mai așa și atunci vreau să plec. Dar nu știu dacă mi-aparține alegerea în totalitate. Adică, în afară de faptul că aici mi-e bine și aici sunt acasă și aici... Rădăcinile tale sunt aici. Aici da. Sunt, da. Să mă duc să o iau de la capăt unde, de ce în altă parte ar fi mai bine. Dacă se întâmplă mai mult, că sunt mai mulți bani și se pun mai multe spectacole și vin mai mulți regizori, da, dar nu știu dacă aș avea loc.
Pe de altă parte, zice că nu e, că pentru toată lumea e loc sub soare, nu e... Dar unii prind o porțiune mai mare, de, mai largă, mai însorită. Da, și nu știu dacă în condițiile pe care eu mi le-aș dori. Adică... Și nu ți-ai dori, Bănescu, o decepție în privința asta, clar. Da, și e vorba de niște lucruri, de un confort minim. E vorba că nu mai am 20 de ani în care să pot să mai stau cu încă 3, 4, 5 oameni și să mănânc pâine și să beau apă. Așa, nu, da, mai, da. Nu mai pot, indiferent cât mi-aș dori lucrul ăsta. Nu știu. Da, și a doua zi să pari perfect odihnită, bine hrănită și fericită. E bine, nu, asta nu și, e. Da. Nu știu dacă aș mai putea, deși... Cine știe, adică... Poate... Mai că te-ar tenta un experiment ăsta. M-ar tenta. No, dar până la urmă este bine că ai rămas aici. Noi îți mulțumim, eu îți mulțumesc personal și bănuiesc că și dragii noștri telespectatori, noi îți mulțumim că ai rămas aici pe baricade. Mulțumesc, dar aș vrea să pot să fac mai mult decât fac. Asta e tot. E bine, asta înseamnă că ești vie, da? Asta înseamnă. A, exact asta înseamnă. Să-ți dorești să faci ceva mai mult decât ai făcut până acum, înseamnă să fii viu. Să simți că viața încă nu-i trăită, clar? Nu e. Ce ți-ai mai dorit tu acum, în afară de roluri pe scândură? Filme. Aș dori... Ce mi-aș mai dori? Ca eu și cu mama mea și cu prietenii mei să fim sănătoși, să ne bucurăm. Și, nu știu, astea sunt principalele lucruri, restul vin ele de la sine. Nora, timpul a zburat, eu vreau să-ți mulț promisiunea că vom mai discuta și altă dată. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Sunt încă multe și de întrebat și de răspuns. Am acum o listă întreagă în cap, poate o să accepți odată să vii la un matinal la tele. Cum să nu? În funcție de programul tău. Deci comunicăm noi cumva să-mi spui cam între 8 și 10 dimineața, îți alegi o porțiune de jumătate de oră și... Cum să nu, cu mare drag. Limită cu mare, mare plăcere și cu onoare până la urmă. Îți mulțumesc încă o dată. Dragi telespectatori, Nora Kovály, nu o zeiță pe un piedestal undeva sus, un om care își dă snaga acolo pe scândura scenei, loc unde s-a simțit și se simte, și cred o se va simți în continuare, minunat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne reîntâlnim la următorul interviu Tele-M.